România a găzduit în județul Hunedoara, la Castelul Corvinilor, conferința de nivel înalt de probleme de tineret, familie și copii. La eveniment au participat oficiali guvernamentali din România, Bulgaria, Malta, Benin, Polonia, Austria și Slovacia, reprezentanți ai ONU, ai Uniunii Europene, dar și ai societății civile și ai organizațiilor de copii și tineret. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a fost gazda acestei conferințe. Evenimentul de nivel înalt, coordonat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse împreună cu UNICEF, a fost axat pe schimbul de experiență, cunoștințe și bune practici privind procesele sociale, economice și demografice care afectează copiii și familiile și pe construirea de noi parteneriate. Un moment special în timpul conferinței a fost adoptarea unui document privind drepturile copiilor, tinerilor și familiilor, Manifestul de la Hunedoara, reprezentând un angajament față de politicile realizabile. Am pus pe masa dezbaterilor politici care să vină în sprijinul copiilor, tinerilor, familiilor din România, din Uniunea Europeană, din întreaga lume. La finalul acestor discuții am adoptat un document, un manifesto, îl aveți fiecare dintre dumneavoastră în mape. În momentul de față, acest document este redactat în limba engleză, dar promitem că într-un interval de timp foarte scurt el va fi tradus și în limba română. A rămas varianta în limba engleză pentru că s-a lucrat până pe finalul acestor dezbateri pentru a avea cea mai bună formă care a fost agreată de statele participante și de toți cei care au fost prezenți. Este o mare onoare și o mare bucurie pentru că am reușit să organizăm acest eveniment în România, de asemenea în județul Hunedoara. Conferința a avut trei piloni cheie, drepturile copilului, tineretul și familia, care sunt interconectați și esențiali pentru construirea unor societăți reziliente care prioritizează bunăstarea tuturor cetățenilor. Sunt foarte fericită să mă aflu aici, la acest castel pe care l-am vizitat ieri și să văd că este într-o continuă dezvoltare. Mă bucur să fiu în acest județ și este important ca autoritățile locale să se implice și să investească în acest domeniu pentru copii, tineri și familii. Este important să organizăm astfel de evenimente pentru că există măsuri și politici bune care se fac și trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la ele. Am fost în România și acum 2 ani și am văzut foarte multă implicare și atunci. Implicarea la nivel de ministere, la cel al familiei, este foarte importantă în colaborare cu toți partenerii relevanți. Este important că s-a organizat acest eveniment în Hunedoara. Este prima conferință internațională pe tematici de copii, tineret și familie care s-a organizat în România la nivel ministerial, pe lângă cele care au fost desfășurate pe timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Ne bucurăm și este foarte rar să avem alături de noi, chiar și la conferințe internaționale, un reprezentant special al secretarului general ONU, care a venit aici special la invitația doamnei ministru și a contribuit foarte activ la discuțiile noastre. Suntem convinși că și în zilele următoare pe programul din București vom avea același succes în ceea ce privește dialogul cu instituțiile publice, dar și cu parteneri din societatea civilă. Acest manifest invită guvernele și parlamentele, instituțiile europene, organizațiile internaționale, societatea civilă și comunitățile locale, precum și comunitățile de donatori, să construiască societăți reziliente în care fiecare copil, fiecare familie și fiecare tânăr să aibă posibilitatea de a se dezvolta.